Bugetul Raionului pentru anul 2015 a fost planificat de 103 milioane de lei, dar așa cum socoteala de acasă nu prea iese cu cea de la bazar, Raionul Godeni a valorificat doar 92 de milioane de lei. Peste 10 milioane de lei nu au fost transferați în bugetul Raionului. Cea mai mare parte a acestei sume urma să ajungă în școli și grădinițe. Potrivit specialiștilor de la Direcția de Finanțe, planul finanțării capitale a fost executat la nivel de 92%. Cheltuielile capitalei nu au fost executate cam în sumă de 335.000 lei la nivel de 64%. Raionul Glodeni a supraîmplinit planul de venituri în bugetul raionului cu 103%. Astfel, veniturile bugetului raional au crescut cu 279.000 lei. Potrivit specialiștilor Direcției de Finanțe, glodenenii au achitat amenzi mai multe decât erau planificate. Dacă suma amenzilor planificate era de 50.000, observăm o creștere a acestora cu 14.000. Astfel, s-a înregistrat o supraîmplinire a planului. Mai mult venit în bugetul raionului în acest an au adus și casele de schimb valutar, care au adus cu 20.000 de lei mai mult decât era planificat. În 2015, sursele de venituri a bugetului raional au fost planificate în sumă de 103.233.000 lei și executate în sumă de 92.772.000 lei, ceea ce constituie 89,9% față de prevederile bugetare planificate și precizate, din care transferurile de la bugetul de stat au fost planificate în sumă de 94.881.000 lei și executate în sumă de 84.140.000 lei la nivel de 88,7%. Deci, neexecutarea cu 10.476.000 a veniturilor în formă de transferuri de la bugetul de stat a avut cel mai simțitor impact la executarea părții de venituri în general la bugetul raional pentru anul întreg. Dacă anii precedenți Direcția de Învățământ era mereu criticat pentru nevalorificarea banilor, atunci în acest an aceștia nu și-au onorat obligațiunile față de mai mulți agenți economici. Astfel, la sfârșit de an, aceștia nu au achitat serviciile pentru încălzire, lumină, alimentație. O parte din aceste cheltuieli au fost achitate abia în luna ianuarie anului 2016. Planul cheltuielilor bugetare curente, adică pentru servicii și salariu, a fost planificat în sumă de 94.502.000 lei și executat în sumă de 86.937.000 lei, la nivel de 92%. Planul finanțării cheltuielilor capitale din sursele bugetului raional a fost planificat în sumă de 9.312.000 și s-a executat în sumă de 5.958.000 lei, la nivel de 64%. Neexecutarea cheltuielilor capitale constituie 3.353.000 lei, dintre care 2.094.000 lei sau 62% constituie neexecutarea cheltuielilor capitale admise de către Direcția Învățământ, Nerec și Sport. Iar 1.009.000 constituie 30% constituie neexecutarea cheltuielilor capitale admise de către instituțiile de învățământ care activizează în condiții de autogestiune financiară în număr de 7 instituții. La situația 31 decembrie 2015, datoriile creditare a instituțiilor finanțate de la bugetul raional constituie 761.000, din care 429.000 cu termenul de achitare expirat. Soldul disponibil la 31 decembrie 2015 constituie 108.000 lei.